De ce eu sper tare mult ca mâine în cadrul ședinței să auzim și răspuns la altă întrebare? Spuneam eu că din acele 12 întreprinderi, cea mai proaspătă întreprindere este întreprinderea înregistrată în baza decizii din 16 ianuarie 2003, am ridicat din arhivă documentele, întreprinderea municipală Baikal Arm. Și îmi voi permite să citesc din nota informativă care a stat la baza creierii acestei întreprinderi. Actualmente, în Republica Moldova activează doar 4 întreprinderi ce se ocupă cu importul și comercializarea armelor și munițiilor. 3 dintre care au un unic fondator, Ministerul de Interne. Din aceste considerente, elementul de concurență lipsește și ca urmare, cumpărătorilor le se propun mărfuri la prețuri astronomice. Întreprinderea municipală Baikal Arm are posibilitatea să propună clienților un spectru mult mai larg de mărfuri și la prețuri esențial mai avantajoase. În paranteză, de exemplu, prețurile la arme și muniții vor fi cu 25-40% mai joase. În statutul acestei întreprinderi scrie că aceasta se va ocupa cu importul, exportul și comercializarea armamentului și munițiilor. Avem bază de muniții și nu știu. Cu părere...